Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o ediție specială. Guvernul condus de Ion Chicu și-a dat demisia. Șeful cabinetului de miniștri a declarat că după ce ieri au fost aprobate cele mai importante proiecte, a venit momentul să fie lansată procedura de dizolvare a Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate. Opoziția e la fel în așteptarea scrutinului anticipat, dar cine se va ocupa de gestionarea lucrurilor în țară într-o perioadă nu tocmai roz din cauza pandemiei? Ce scenariu urmează? Discutăm la subiectul fierbinte al zilei cu președintele în exercițiu, Igor Dodon. Domnule Dodon, bună seara și bine ați venit la Moldova 1. Bună seara și bine v-am găsit. După cum discutam și înainte de începerea emisiunii, pe ultima sută de metri ați anunțat că guvernul Chicu își dă demisia. Ați declarat că urmează o perioadă interesantă și noi vrem ca să deschideți parantezele. La ce v-ați referit mai exact? Dacă îmi permiți să încep cu alt subiect. Nu știu, la dumneavoastră vă rog, este scenariu sau nu. Astăzi sunt exact 4 ani de zile. De când ați depus jurământul. Am depus jurământul în calitate de președinte al Republicii Moldova. Au fost 4 ani destul de interesanți, destul de zbuciumați, cu foarte multe provocări. Și, practic, începând cu ziua de mâine, Republica Moldova va avea alt președinte al Republicii Moldova. Eu, în primul rând, vreau să le mulțumesc cetățenilor pentru faptul că mi-au dat posibilitatea și am fost onorat să fiu președinte al Republicii Moldova în decurs de 4 ani. Eu consider că am reușit multe lucruri să facem. Am fost alături de cetățeni, am fost în peste 600 de localități personal. Nu cred că vreun președinte a fost atât de activ în dialog cu oamenii. Am ajutat peste 300.000 de cetățeni, bătrâni, copii, familii cu mulți copii, care le-ar casele și așa mai departe. Oamenii știu, în teritoriu cunosc foarte bine. De aceea, eu cred că a fost un mandat important pentru Republica Moldova într-o perioadă extrem de dificilă. Evident că până la preluarea mandatului de președinte de către următorul președinte al țării, noi ne-am pregătit o anumită agendă. Și vreau să spun că decizia de astăzi de demisia guvernului a fost una asumată, discutată de noi în echipă cu mult timp în urmă. Când vorbesc de echipă, este vorba de președintele țării, prim-ministru și președintele Parlamentului. Apropo, vreau să menționez... Cu mult timp în urmă, mai exact cât, domnule președinte? Imediat după alegerile prezidențiale, după turul 2. Noi am calculat foarte bine atunci când se făceau scenarii, că Dodon va dori să devină prim-ministru și să va ține de guvernare. Noi am considerat că nu este corect acest lucru față de cetățeni. Cetățenii au dorit unele schimbări. Oponenții noștri politici spuneau că lucrurile trebuie să schimbe, dar noi, ca oameni responsabili, pentru noi am decis că întâi aprobăm toate legile importante pentru a asigura stabilitatea bugetară mai departe, pentru anul viitor, și după aceea luăm decizia respectivă. Deci pentru noi prioritar parcursul ultimilor 2-3 săptămâni a fost aprobarea principalelor legi, bugetul de stat și politica fiscală. Cu atât mai mult că în aceste legi sunt incluse unele angajamente ale noastre, inclusiv ceea ce am promis eu oamenilor. Inclusiv ceea ce ține de majorarea salariilor la medici, drumuri, apă, canalizare și așa mai departe. De ce? Pentru noi era important ca aceste legi să fie aprobate. Odată ce ele au fost aprobate, ieri au fost publicate în monitor oficial, ieri au intrat în vigoare aceste legi, ieri guvernul s-a convocat în ședință pentru a aproba toate hotărârile de guvern pentru a pune în aplicare legile respective, noi am considerat că este momentul să declanșăm procedura pentru alegeri parlamentare anticipate. Vreau să vă spun că am văzut declarațiile oponenților noștri, că uite, în urma protestelor, moțiunii asta de cenzură și așa mai departe. Nu, noi am mai avut proteste, noi am avut moțiuni de cenzură parcursul acestui an, dar noi am dat dovadă de caracter și eu sunt ferm convins că nici moțiunea de cenzură nu trecea pentru că nu sunt necesare în Parlament, dar nici sub presiuni, pentru că noi am avut proteste și mai mari decât protestele din ultimele zile care au loc în Chișinău. Deci aceasta a fost o decizie pe care noi am luat-o doar în contextul declanșării procesului pentru a merge la alegeri parlamentare anticipate. De ce alegeri parlamentare anticipate? Noi am discutat cu dumneavoastră de mai multe ori. Acest Parlament nu corespunde votului de la ultimele alegeri parlamentare. Mulți deputați au plecat dintr-o partidă în altul, de ce noi am considerat oportun și considerăm oportun că Parlamentul acesta trebuie să plece în istorie și să vină alt legislativ. În legătură cu demisia guvernului, ca să dar mai revenim. Vreau să vă întreb, dacă tot am vorbit de alegeri anticipate, ultima perioadă s-au găsit voturi. De ce totuși insistați pe alegerile parlamentare anticipate?
În primul rând, nu este majoritate parlamentară stabilă. Într-al doilea rând, în acest parlament avem 20 sau 18 deputați care au părăsit fracțiunile sale și s-au alăturat deja la câteva partide. Deci acest parlament, structura acestui parlament, nu corespunde votului cetățenilor din 24 februarie 2019. Deci, așa cum am pledat pe parcursul acestui an, și am spus de mai multe ori că trebuie să mergem la alegeri parlamentare anticipate, suntem pe aceeași poziție. În ce țin de guvernul Chicu? Și pe urmă mergem mai departe, da, vă rog, cu scenarii, discuții. Eu vreau să mulțumesc colegilor din guvern. Au fost multe critici pe parcursul acestuia. Și a fost și an greu. Eu cred că toți cei care ne privesc acum, concetățenii noștri, înțeleg că acesta a fost unul dintre cei mai grei, cele mai dificile perioade din istoria modernă a Republicii Moldova. Eu cred că mai greu a fost când am avut războiul pe Nistru, începutul anilor 90. Noi chiar și în sfârșitul anilor 90, când a fost criza cea enormă de 98-99, noi nu am avut așa o perioadă de grea. Și în această perioadă foarte dificilă, acest guvern, împreună cu noi, cu toată echipa, am făcut față la provocări. Și în ceea ce ține de COVID, foarte greu. Unii ne criticau că facem față sau nu facem față, dar noi am ținut situația la control. Și în ceea ce ține de salarii și pensii când ne-a lovit criza economică, și în perioada foarte dificilă legată de secetă în agricultură, care n-a mai fost din 1947. Și eu vreau să mulțumesc colegilor din guvern și domnului prim-ministru Chicu și miniștrilor care, în pofida criticilor, în pofida atacurilor foarte dure care au fost din partea opoziției, calm, profesionist și au făcut datorie. Eu cred că va trece nu mult timp, jumătate de an poate, maxim, și oamenii își vor aduce aminte de această perioadă care a fost. Și vor aduce aminte ca o perioadă bună pentru Republica Moldova. Pentru că eu nici nu vreau să-mi imaginez ce avea să se întâmple dacă în această perioadă de criză era alt guvern, care nu făcea față. S-a fost guvernul anului trecut, nu făcea față. Eu sunt ferm convins în asta. Și cetățenii înțeleg. Deci, repet, o să ne aducem aminte cu toții de guvernul, cum îl numesc, Dodon, Chicu, guvernul nostru comun, ca o perioadă bună pentru Republica Moldova. Și o să vedem ce se întâmplă mai departe, cum se vor răsprăvi cei care vin după noi. O să discutăm și despre protestul agricultorilor, dar totuși vreau să revin la întrebarea mea, pentru că spuneți că va urma o perioadă interesantă. La ce v-ați referit? Uitați-vă, după demisia guvernului, președintele în exercițiu, care mâine va depune jurământul, va fi inaugurarea, conform Constituției, trebuie să înceapă discuțiile cu fracțiunile parlamentare. Cum am făcut-o eu? Atunci când am fost în situația că trebuia să numim un guvern. Și apropo, un lucru important care vreau să-i sugerez și următorului președinte, președintele trebuie să fie un mediator între forțele politice. Președintele trebuie să invite partidele la discuții și să găsească compromisuri în interesul cetățenilor, nu a partidelor. Așa cum a făcut eu în trecutul luna iunie. Când m-am așezat la masa de negocieri cu Maia Sandu și cu Năstase pe de o parte, socialiștii pe de altă parte, am cedat unii alții, am creat un guvern pentru ca să asigurăm stabilitatea în țară. Deci, începând cu ziua de mâine, când toată responsabilitatea pentru situația în țară este pe doamna Maia Sandu, și vreau lucrul ăsta să-l înțeleagă inclusiv viitorul președinte. Este un avertisment, domnule președinte, la adresa președintelui ales Maia Sandu? Dar pentru ce să facem avertismente? Noi am felicitat, îi urăm succes. Nu poți da vina pe cineva. Nu poți spune că, uite, e guvernul cu tare sau nu-mi dă voie. Ai posibilitate. Deci, începând cu ziua de mâine, doamna președinte nouă aleasă își asumă responsabilitatea pentru situația în țară, începe discuțiile cu fracțiunile parlamentare și sunt câteva soluții. Sau discută despre foaie de parcurs pentru a rezolva Parlamentul. Așa, sau numirea unui guvern de tranziție. Și lucrul acesta se poate întâmpla în decurs toată foaia de parcurs de vreo 3-4 luni și alegerile parlamentare începate în luna aprilie-mai. Deci, mai probabil mai-iunie, sau discută cu fracțiunile parlamentare despre numirea unui nou guvern, numiți-l de tranziție, numiți-l guvern permanent. Noi de unde știu, poate doamna Maia Sandu găsește compromis între partidele din actualul parlament și potează un guvern care să activeze încă jumătate de an sau încă un an. Eu sunt pe ideea să fie cel puțin un guvern de tranziție. Și să mergem în continuare. Am auzit voci care spun că poate să nu înainteze pe nimeni. Cineva, da, și ce se întâmplă în cazul ăsta? Cineva spunea că, uite, noi nu o să înaintăm deloc pe nimeni. Nu,
juriștii să expună, dar aceasta mai mult seamnă cu uzurparea puterii în stat. Pentru că, conform Constituției, președintele, în momentul când a apărut demisia guvernului, trebuie, cu toate că cineva poate interpreta că trebuie sau nu, trebuie să-și facă funcția sa. Funcția sa este să discute cu fracțiunile parlamentare și să înainteze un candidat. Chiar dacă este un candidat care nu este agreat de fracțiuni, poate să înainteze un candidat care îl dorește, un consilier de-al său. Și parlamentul, care este compus din deputați votați de cetățeni, să decidă. Dar dacă președintele țării lipsește parlamentul de posibilitatea de a vota un guvern sau de a nu vota, eu consider, cine administrează atunci treburile statului? Eu consider că aceasta seamănă mai mult la uzurparea puterii de stat, dacă se va merge formula aceasta. Până la numirea altui guvern, guvern interimar, miniștri interimar, sunt miniștri de acum, în caz dacă ei acceptă să rămână miniștri. Asta vă întrebam, dacă acceptă, dacă domnul Chico să accepte să fie prim-ministru eu interimar. Eu știu răspunsul la această întrebare, dar nu o să spun astăzi, pentru și că trebuie totuși dumnealui să anunță poziția sa. Dar dacă nu acceptă nici prim-ministru, nici vicepremierii, nici miniștri, dar dacă toți miniștri scriu cereri și spun că, uite, este un nou președinte și asume responsabilitate. De aceea va fi o perioadă importantă, deloc nu simplă, în perioada care viitorul președinte trebuie să-și asume responsabilitatea de situația din țară și să dea dovadă că se poate isprăvi. Pentru că eu am auzit foarte multe critici la adresa președintelui țării actual, la adresa guvernului Chicu, că noi nu ne-am isprăvit cu seceta, că noi nu ne-am isprăvit cu pandemia, că noi nu ne isprăvim cu criza și așa mai departe. Aveți toate posibilitățile, începând cu ziua de mâine, să arătați cum vă ispraviți mai bine ca noi. Noi suntem gata să vă ajutăm. Eu am spus astăzi, noi suntem gata, deja vorbesc de punct de vedere socialiștilor. Noi suntem gata să votăm și un guvern de tranziție. Propuneți guvernul, să vedem componența guvernului. Deci sunteți gata, Partidul Socialiștilor, noi, dacă doamna Sandu vine cu un candidat, sunteți gata ca să-l votați? Noi examinăm toate variantele. Pentru că noi ne gândim la țară, ne gândim la oameni, nu ne gândim la interesul nostru politic. Pentru că dacă ne gândim la interesul nostru, guvernul nu pleca în demisie. Și avea să ne ținem de guvern, și avea să fie lupta între instituțiile statului, între președinte, guvern și așa mai departe. Noi am spus că nu alegem calea aceasta. Alții în locul nostru avea să procedeze anume așa. Avea să spună că, uite, noi avem 51 de voturi în Parlament, guvernul este, președintele nu hotărăște nimic și să începe lupta între președinte și prim-ministru. Noi am hotărât că lucrul acesta nu este corect pentru Republica Moldova. Noi suntem în pandemie, suntem în criză, de aceea îi dăm posibilitatea președintelui țării, care intră în funcție începând cu ziua de mâine, să-și scoată programul electoral, care noi l-am văzut, să-l pună pe masă, noi să-i ajutăm, noi putem noi să-i aducem aminte. Noi putem noi să înregistrăm niște inițiative legislative din programul ei electoral, să le votăm în Parlament și să le îndeplinească. Dacă este necesar să fie votat un guvern de tranziție, haideți să vedem componența, suntem gata să discutăm, de ce nu, poate o să-l votăm, o să decidem. Pentru că această țară, pentru că Republica Moldova, pentru că cetățenii să aibă parte de o guvernare. Aceasta este poziția noastră, fără blocaje, conștient, calm, liniștit. Vă dăm posibilitate. Sincer, eu sunt fier convins că ei nu o să facă față. Eu știu despre ce este vorba. Eu știu ce echipă este acolo. Nu știm ce au făcut ei anul trecut. Deci, cel mai probabil va fi dificil. Dar noi suntem gata să le dăm o mână de ajutor. Suntem gata de discuții. Domnule președinte, vreau să vă întreb, pentru că spunea și dumneavoastră, suntem într-o situație nu tocmai bună. Seceta, pandemia nu bate în retragere. Nu complicăm lucrurile la acest capitol, având în vedere că nu avem un guvern și disputele politice ar lăsa amprente pe noi cetățenii? Asta putea fi în cazul când socialiștii se țineau cu dinsul de acest guvern, nu cedau și intra în conflict instituția prezidențială cu instituția guvernamentală, se începea blocaje reciproce, de exemplu, guvernul venea cu un proiect de lege, parlamentul vota, președintele n-al semna. Și aceasta a intrat într-o perioadă de blocaj. Noi am hotărât să procedăm mai corect, din punct de vedere maturității politice. Ca să nu repede din nou. Este președinte responsabil de situații care a depus jurământul, îi dăm posibilitatea să-și formeze guvern pentru a merge înainte. Noi, în acest an foarte dificil, extrem de dificil, noi am construit drumuri în toate satele de 1 milion de lei. Minim.
Noi am plătit salarii, pensii, dar am găsit bani mai mulți, am dat la pensionari și la salariați, la medici și la alții. Noi am dat bani mai mulți la agricultură, care n-a fost niciodată în ultimii 30 de ani în Republica Moldova. Spune atică de 280 de milioane de lei. 340 de milioane de lei le-am dat suplimentar legătură cu seceta. Noi am demonstrat că noi am putut face față. De ce am putut face față? Echipă profesionistă și echipă care lucra împreună. Președintele țării, prim-ministru și speakerul. Îi oferim aceeași posibilitate să se manifeste următorul președinte. Pentru aceasta trebuie să dea dovadă de maturitate politică, de înțelepciune, să lese ambițiile într-o parte, s-a terminat campania electorală, să lese lozincile electorale într-o parte, să încearcă să găsească compromisuri pentru că asigure guvernare eficientă mai departe. Joaca asta de a struțul să vări capul în nisip și spune că mine nu mă interesează absolut nimic, numai alegerea anticipate, bine, dar cine guvernează până la alegerea anticipate? Președinte, știți la noi cum e moldovenii? Păi este președinte, el e responsabil. Noi nu-l blocăm, noi dăm posibilitatea să-și numească guvern, suntem gata să-l votăm, muncește, lucrează. Noi îți dăm o mână de ajutor. Deci, din contă, din partea noastră, mi se pare că noi dăm dovadă de responsabilitate și am dat posibilitatea să se manifeste. Și o să acordăm tot suportul necesar. Domnule președinte, dar totuși Republica Moldova e o țară parlamentară. Președintele nu are atâtea împuternicici. Dumneavoastră cunoașteți lucrul ăsta destul de bine, pentru că ați trecut prin astfel de situații. Cum ar putea ea să se descurce, având în vedere că nu are împuternicirile pe care le are? Dar eu cum m-am descurcat? Pentru că ați avut la un moment dat, acum în ultimul an și jumătate, Parlamentul deja... Deci era... Vă susținea cel puțin? Noi n-am avut 51 de mandate. Noi atunci când a fost necesar, ați găsit am cedat, păi, de ce spun? Eu cum m-am isprăvit? În calitate de președinte Republicii Moldova. Am riscat cu imaginea mea politică, m-am așezat la masa discuții cu oponenții mei politici, unii spun eu că-s dușmani dreapta, socialiștii, eu i-am rugat, că au fost colegi, să facem coaliție cu dreapta, le-am dat la dreapta tot guvernul pentru ca să menținem stabilitatea în țară. Când cu dânșii nu mai putut merge, am găsit compromis cu alți deputați în Parlament. Am cedat din nou, am avut de suferit sub aspect de imaginea politică, am fost bătut din acest considerent la alegerile prezidențiale, de unii mă criticau dur, dar am asigurat stabilitatea în țară. Ați făcut coaliție cu Partidul Democrat, Democrat atunci? Vorbesc, da. Dar am asigurat stabilitatea în țară, în condiții de pandemie, de secetă, și am găsit posibilitatea să plătim salarii, pensii și să facem drumuri. Păi, noi am reușit, neavând majoritate parlamentară. De ce? Și am spus cu un președinte responsabil. Trebuie să lese ambițiile și este la noi la moldoveni lucrul ăsta, că eu și mai mult nimeni, să înceapă să discute. Nu cum noi, nu doresc cum noi, sunt alte partii din Parlament, să se așeze pentru a asigura în Republica Moldova stabilitate. Eu vă asigur. Dacă învingeam eu la alegeri prezidențiale, guvernul de misie nu pleca, eu asiguram stabilitatea mai departe. Găseam eu compromisuri, găseam resurse, mențineam situația mai departe. Cetățenii Republicii Moldova, în mare parte din diaspora, dar și o parte de pe interior, au hotărât că trebuie să fie schimbări. Sunt schimbări, îi oferim posibilitatea, succese și mergem mai departe. Dacă tot ați vorbit de majoritatea parlamentară, nu pot să nu vă întreb voturile din Parlament care au fost la ultimele ședințe cu Platforma pentru Moldova. E vorba de coaliție? Pentru că vă acuză opoziția și spune că ar fi o coaliție neformală. Eu am auzit aceste discuții și am spus în trecut în cadrul unei emisiuni că atunci când se vota în luna iunie, iulie, septembrie de partidele de dreapta împreună cu acești deputați din care acum e Platforma pentru Moldova, atunci erau pro-Moldova, șor și mai departe, erau separați. Și toți votau împreună împotriva mea. Și atunci spun eu că nu-i coaliție. Nu este vorba nici de un fel de coaliție. Noi am avut agenda noastră, am avut proiectele de legi foarte importante, la care eu am insistat pe parcursul acești 4 ani și care cu regret nu au putut acumula numărul necesar de voturi. Eu să mă refer la 3, 4, 5, nu știu, poate vreți mai târziu, dar vreau să, acum, odată ce am vorbit despre vot. 3 blocuri de proiecte de legi extrem de importante.
blocul bugetar fiscal la care m-am referit deja, îl dăm într-o parte ca să nu ne repetăm, dar se referă la bugetul anului viitor. Salarii, pensii, drumuri, apă, canalizare și așa mai departe. Al doilea bloc, legi care eu le consider de importanță națională, pe interesul cetățenilor. Și aici sunt cel puțin două legi. Aici e legea cu privire la vârsta de pensionare și aici e legea cu privire la miliard furat, care e pus pe spatele cetățenilor. Eu vreau puțin să explic aici lucrurile, pentru că eu am văzut inclusiv... Și asta o să le desfășurăm, pentru că legea miliardului a fost la aceste două, eu vreau chiar să explic, că oamenii să înțeleagă, pentru că eu am văzut foarte multe interpretări. Începem cu vârsta de pensionare. În anul 2016, după ce eu am învins la prezidențiale, dar până la depunerea jurământului, Partidul Democrat de atunci la guvernare a votat și președintele Timofti până la mine a semnat. Era o condiție a Fondului Monetar Internațional, domnule Dodon. Haideți să lăsăm condiții. Eu vă spun ce a votat. Fondul Monetar poate spune să ne dăm cu capul de perete. Nu știu, trebuie să ne dăm cu capul de perete? Sau spune vârsta de pensionare 100 de ani ca să nu avem pensionari în genere Republica Moldova, să moară tăți până la vârsta de pensionare. Eu vorbesc de interesul nostru. Păi că aceste legi au fost votate până într-aia în funcție, care presupune că vârsta de pensionare se majorează până la 63 de ani și la bărbați și la femei. Eu imediat le-am spus că dacă eram eu în funcție, nu semna în legile acestea. Pentru că ele sunt anti-interesul național al Republicii Moldova. De aceea, de câteva ori am propus că aceste legi să fie anulate, PD-ul era categoric împotrivă când am fost în coaliție. Cei de la cum împotrivă, pentru că ei, când îi văd pe ești la Fondul Monetar, bat mătăni în fața lor. Dar acum, când a fost posibil în Parlament, am pus legile acestea la vot, la inițiativa mea, ele au fost votate. Și vârsta de pensionare s-a micșorat la femei până la 57, la bărbați până la 62, cum a fost, iar la mamele cu mulți copii, 4-5 copii, până la 54. Și eu consider că lucrul acesta este corect. Pentru că de ce s-a mers pe majorare? Pentru că cei care au democrație și cei din blocul acum și cu Fondul Monetar considerau că la noi sunt prea mulți pensionari în Moldova și prea puțin lucrători. Și s-au gândit. În loc să majoreze numărul de angajați ca să plătească mai mult impozite, economie să lucreze pentru plăti pensii, aici s-au gândit. Hai să micșorăm numărul la pensionari. Cum? Le majorăm vârsta de pensionare ca ei să nu ajungă la vârsta de pensionare. Eu consider că lucrul ăsta este o crimă în fața poporului. De ce această lege eu am insistat, ea a fost votată și eu am semnat-o și a intrat în vigoare. Criticii care spun și unii cetățeni spun, dar de ce acum? De dacă până acum n-am avut cu cine vota aceste legi. Asta va fi din 2022. Am dat un an. De ce? Pentru că în buget trebuie văzut care sunt mecanismele, pentru că dacă o aprobam de la 1 ianuarie 2021, adică peste 10 zile, în cazul acesta trebuie de revăzut tot bugetul și politica fiscală. De ce? Noi am dat anul viitor pentru a fi luate cu toate calculele respective. Aceasta este o lege de interes național. Al doilea, legea miliardului. Toate partidele politice, absolut toate, poate cu excepția PD-ului care a participat la furtul miliardului, și așa spune și procurorul general, că beneficiarul de bază este fostul lider a PD-ului. Păi restul toate partidele, și Maia Sandu și Andrei Năstase, în campanie electorală începând cu 2015, spuneau că legea miliardului trebuie anulată. Vă aduc aminte despre ce este vorba. După furtul miliardului din sistem bancar, au fost votate câteva legi prin care tot acest miliard a fost pus pe spatele cetățenilor. Pentru aceste legi a votat și Maia Sandu, fiind ministru al educației în guvernul Găburici. Acum ce se întâmplă? Noi am propus că aceste legi să fie anulate. Și nu este inițiativa mea de astăzi. În anul 2017, în primul an de mandat al președintelui, eu am propus o astfel de inițiativă în Parlament. Parlamentul atunci a blocat-o pe DEU. Pe urmă, eu am propus referendum național ca să anulăm această lege. Referendumul a fost blocat din Partidul Democrat prin Curtea Constituțională. Deci atunci când eu am avut posibilitatea ca să promovez această lege, eu am promovat-o. Și a fost votată în Parlament, eu am semnat-o, Curtea Constituțională a blocat-o. Ce înseamnă blocajul din partea Curții Constituționale? Și cine a atacat-o? Atacat-o domnul Candu, dacă nu greșesc? Da, care, și Vladimir Ciobotari. Care, adică care au fost membri ai guvernului, când era furtul miliardului, care au asigurat aprobarea legilor și hotărârilor de guvern, care a permis acest furt al miliardului. Așa spune cel puțin organele de anchetă. Eu citesc ceea ce de multe ori am discutat la Consiliul Suprem de Securitate. Ei au atacat. De ce?
pentru că probabil au interes. Acum, speculațiile că rămâne gaură în orice caz, nu mai rămâne niciun fel de gaură. Banca Națională are rezerve, are capital suficient și nu are decât regulatorul care a permis că aceste furți să aibă loc, să găsească resurse, inclusiv din rezervele sale. Dacă e necesar, haideți să aprobăm o lege separată, că aceste 20 ceva de miliarde de lei să nu le plătească cetățenii de curs 25 de ani, câte 800 de milioane de lei pe an, dar să le plătească Banca Națională din profitul său. Paralel se pune la două pe cei care au furat. Asta e al doilea pachet de legi. Și al treilea pachet, eu le numesc agenda politică a Partidului Socialiștilor. Acolo sunt 5-6 legi. Acolo e legea care scoate interzicerea ca televiziunile să arăte orice program doresc. Așa numită legea propagandei. Scoate transmiterea altor care orice care, da. Omul decide. Omul stă cu telecomanda și hotărăște. Pas butonul 1 sau 3. Pentru ce statul trebuie să interzică să aibă numai butonul 1. Eu cred că este o lege, în opinia mea, corectă. A doilea, pachetul de legi care ține de statutul Găgăuziei, apropo, ea să împlinesc 26 de legi de ani de la aprobarea legii prin la statut special al Găgăuziei. A treia lege ține de funcționarea limbilor. Care a fost criticat. Da, oricare lege poate să aibă și susținători și critici. Pentru aceasta și este voința poporului exprimată în legislativ de deputați. 51-52 este majoritatea celor care au fost votați de oameni. Și a treia lege, care eu consider de asemenea importantă, ca instrucțiunile pentru medicamente să fie în două limbi. În limba moldovenească și în limba rusă. Pentru că la noi, cine mai mult utilizează medicamente? Oamenii în vârstă. Oamenii în vârstă nu toți citesc în limba moldovenească, română, cum o numiți, în latină. Și el trebuie să aibă accesul și în limba rusă. De ce noi am votat și această lege care a fost promulgată? Și eu consider că acest pachet important, al treilea, a fost un angajament politic al Partidului Socialiștilor de mai mulți ani. El a fost votat, a fost promulgat de mine, a intrat în vigoare, unele legi au fost suspendate. Din nou, nicio lege încă nu a fost anulată. Nu, au fost suspendate. Au fost suspendate până la decizia finală. Da. Dacă revenim la câteva proiecte de legi din care ați discutat dumneavoastră la micșorarea vârstei de pensionare, riscăm în cazul ăsta să nu mai primim bani de la Fondul Monetar Internațional, domnule președinte? Totul depinde de discuțiile și negocierile care le ducem cu partenerii străini. Eu rămân pe poziția că noi trebuie să reieșim din interesul nostru național al Republicii Moldova. Ce interesează pe cetățeni? Eu sunt pentru reforme. Dacă, de exemplu, reforma administrației publice locale. Eu sunt împotriva lichidării raioanelor și așa mai departe. Dar reforma administrației publice locale, în opinia mea, este necesară. Pentru a mări capacitatea funcțională a primăriilor și așa mai departe. Și eu tot timpul am spus că sunt gata să o susținem. Am discutat și cu cei din guvern pe subiectul ăsta. Deci reformele care sunt în interesul cetățenilor trebuie promovate. Dar cei care, nu, haideți sincer să vorbim, de că ne privesc oamenii din sate, din oraș. Nu, ce înseamnă vârsta de pensionare 63 de ani? Nu, dar a fost problemă. Criticat atunci când a fost adoptată. Este o problemă. Eu la toate întrevederile am avut câteva sute de întrevederi. Nu, doar numai în campania asta electorală. Dar așa 600 de sate am fost. În toate satele, problema, una din trei probleme care îmi spuneau oamenii, de ce vârsta de pensionare a ridicat? Păi haideți acum coborâtul, haideți să găsim surse, cum să asigurăm ca sistemul de pensionare să fie funcțional. Și lucrul ăsta poate fi asigurat. Dar să nu-i punem pe oameni să majorăm în fiecare an vârsta de pensionare, ca oamenii pur și simplu să decedeze pe drum, să decesuri și să nu ajungă la această vârstă. Să ajungă să mai primească pensia. Vreau să revin și la legea miliardului. După cum spuneam, ea a fost suspendată de Curtea Constituțională până când va fi analizată, va da verdictul final. Ce se va întâmpla în cazul în care spune Curtea Constituțională că nu este constituțional proiectul de lege? Acesta este dreptul cursei constituționale. Dacă Curtea Constituțională va lua așa decizie, atunci noi, eu personal și socialiștii, vom insista în continuare pe această lege. Noi vom ieși cu alte inițiative și noi consider că această lege trebuie să fie anulată. Acum vreau să vă întreb dacă tot am pomenit din ceea ce s-a întâmplat în, de Parlament vorbim. Am văzut pe data de 3 decembrie că a fost atunci când a fost ședința Parlamentului. Cu siguranță ați urmărit acțiunile deputaților din opoziție. Mai nou am văzut și proteste care au fost organizate chiar inclusiv pe data de 3, atunci când au încercat fermierii să urce cu tractoarele pe scările legislativului.
ieri. Deci un fermier a arat în fața catedralei de acolo. Cum ați comentat dumneavoastră acțiunile protestatarilor? Pentru că spuneați că în ultimii 30 de ani guvernul Ticu de acum a alocat cea mai mare sumă pentru agricultori. Și tot spuneați că ar fi în spate asta și a fi politicieni, anumiți politicieni. Toate aceste trei episoade rușinoase pentru democrația moldovenească, de ce le numesc rușinoase? Protestele sunt procese democratice. Dar atunci când în Parlament se distrug microfoanele, mobila, eu nu-mi amintesc în ultimii 20 ceva de ani astfel de situații. Chiar dacă se mai trăgeau de sacouri, mai rupeau sacourile. Când era Parlamentul în Palatul Republicii, au fost... S-au tras de sacouri, dar să rupă mobilierul și mai departe, așa ceva n-a fost. Să bată în deputați, să arunce cu ulciorul cu apă în vicepreședintele Parlamentului, în domnul Bătrâncea, nu, la noi așa situații n-au fost, asta e rușinos. Sau situația când cu tractoarele se urcă pe scările Parlamentului și distrug scările. Nu, așa ceva nu a mai fost. Eu tot am organizat proteste în fața Parlamentului, și nu unul, și nu două. Noi corturi am instalat în fața Parlamentului în anul 2015-2016 și am stat în cortul de cele aproape un an de zile. Dar la noi era curat, noi nimic nu distrugeam, nu ne urcam cu automobile în Parlament și așa mai departe. Și al treilea episod cu să... Vedeți ce frumusat să face primarul general în Chișinău. Și să iei tractorul și să începe ara în fața Chișinăului, noi ce câte minte trebuie. Și dacă o să luăm pe toate aceste trei episoade rușinoase, la toate trei sunt reprezentanții partidului Maia Sandu și Andrei Năstase. La toate trei episoade sunt reprezentanții, repet, partidelor de opoziție a actualului sau viitorului președinte a țării. Păi atunci ce promovează următorul președinte țării? Eu n-am văzut nicio replică sau niciun comentariu din partea președintelui țării în adresa membrilor partidului PAS, care au arat în spatele Arcului de Triumf din Chișinău. Păi dacă vrea așa tare să le dea voie consilierilor săi locali, tractoriștilor să are, e ca de mâine inaugurarea președintelui, lasă idei să are în fața președinței. Sare, a doua zi e spui flori, cu semne greu și primi, iară sare. Păi asta e aberație. Eu am auzit că ei vor scoate gardul din fața președinței. Nu, asta e prostie foarte mare. Adică, știți cum vorba aceea, la mat ne stroiți. Să distrugi multă minte, nu trebuie. Gardul nu a fost, construit de mine, a fost construit de Voronin. Toate palatele prezidențiale din toate țările au anumite zone. Păi, trebuie 5-6 milioane de lei să scoți gardul acela. Ce n-ai unde cheltui bani? Pentru ce trebuie toate chestiile astea? Deci e comentariul meu către la toate aceste acțiuni. Este regretabil. Pentru că ai învins la prezidențiale. Deja intri în funcția de președinte. Noi îți dăm posibilitatea să-ți asumi responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în țară. Și guvern poți să numești, noi te ajutăm. Cu ce ocazie să distrugi imobilele Parlamentului, scările, tot ce este în centrul Chișinăului. Care e logică? Dar eu vă spun care. Ei s-au pregătit de proteste după alegerile prezidențiale. În eventualitatea înfrângerii doamnei Maia Sandu, ei au pregătit echipele de tractoriști și așa mai departe, care nu atât interesează acest suport pentru agricultură. El s-a transformat deja în proteste politice. De că au cerut demisia guvernului Chicu. Da, guvernul Chicu astăzi a plecat. Și oare cred acei oameni care stimează agricultori, chiar într-adevăr agricultori, oare ei cred că de la demisia guvernului Chicu o să apară bani în buget pentru a primi compensații? Păi Maia Sandu a trecut nu v-a dat niciun leu compensații când a fost înghețări. Noi s-am dat 400 ceva de milioane de lei. La prima grupă câte 1500 de lei. E că guvernul nu este. Haideți să vedem de unde președintele Maia Sandu să vedea aceste sute sau miliarde de lei pentru suportul agricultorilor. Pentru că Slusar și echipa Maia Sandu i-a scos în stradă. Ei ia sau hai să ieșim, hai să ieșim. Credeți că acum ar putea să se acum oprească protestele? Odată ce guvernul Chicu a dat demisia, deja nu știu de la cine ar putea cere despăgubirile. Acum o să vedem. Acest protest a fost un protest într-adevăr economic, social sau un protest politic.
Eu presupun că a fost un protest politic. Eu presupun că își vor lua tractoarele și vor pleca acasă. Fără bani, și asta o să demonstrez că pentru că banii nu-i interesau. Și nu aveau probleme cu agricultura. Pentru că interesa presiunile politice și agenda politică a Maia Sandu și Andrei Năstase. O să vedem următoarele zi. Unii experți politici, dar și politicieni, spuneau că anumite proiecte votate în urma ședință au fost luate pentru a pune bețe în roate Maia Sandu. Nu. Care urmează să fie investită mâine. Cum comentați acest lucru, domnule președinte? Haideți domn care? Vârsta de pensionari? Bețe în roate. Interesul cetățenilor. Bugetul, politica fiscală, legea miliardului. Toate aceste proiecte sunt proiecte care sunt discutate de oameni. Spuneau că dacă au fost micșorată vârsta de pensionari, urmează să nu mai vină bani de la Fondul Monetar Internațional și în cazul ăsta noi știm că Republica Moldova este cumva dependentă de ajutorul extern. Dar noi anul acesta cum am ținut piept Guvernul Republicii Moldova? Da, am avut un suport în luna aprilie din partea partenerilor externi, dar noi cum ne-am isprăvit? Eu vă reamintesc, noi trebuie să ne învățăm să punem în capul mesei interesul național. Și să reșim de interesul național atunci când discutăm cu partenerii externi, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional. Și spunem, uite, până aici, e ca până aici noi putem să mergem, dar de aici încolo nu putem să mergem. Și să noi așa am procedat de foarte multe ori. De ce program cu femeie noi nu avem? Nici înainte de aprobarea acestor legi, nici după aprobarea acestor legi. Până la aprobarea pachetului de legi la care noi ne referim, noi program cu Fondul Monetar Internațional nu am avut. Acum trebuie să înceapă procesul de negociere. Doamna președinte să-și numească guvern, începând cu ziua de mâine, să înceapă negocierile cu Fondul Monetar Internațional pentru un nou program, dacă vor accepta partenerii noștri externi. Ați menționat anterior că ați putea o ajuta pe doamna Sandu la numirea unui guvern. Cum anume, domnule Dodon, să o ajutați? Vedem că relațiile dintre dumneavoastră și dumneaei nu sunt tocmai în cele mai bune. Dintre dumneiei și mine? Da. Nu, invers. Putem spune și invers. E diferență foarte mare. Eu tot timpul am fost deschis pentru dialog. Cu oricare, cu toți. Atunci când este vorba de interesul cetățenilor, de așteptările cetățenilor, de aprobarea unor legi pe care interesează, care interesează cetățenii, tot timpul sunt gata să discut cu oricare. Deci eu nu am probleme pentru a avea o discuție inclusiv și cu viitorul președinte, inclusiv și cu partidele din Parlament și așa mai departe. Dacă ei consideră că nu au nevoie de dialog, atunci lucrul acesta poate duce la un anumit blocaj. Eu am menționat astăzi în cadrul briefing-ului pe care l-am avut împreună cu domnul Chicu și doamna Greceanu, că deja ține de alegerea viitorului președinte. Cum va decide? Poate să-și ia o poziție dură și să nu accepte discuțiile în afară de partidul său, dar asta nu poate fi poziția unui președinte. Președintele, cum am spus, trebuie să fie mediator, el trebuie să fie responsabil, să cheme lumea calm la discuție și să găsească soluții. Dacă se va merge pe formula dură, atunci noi în câteva luni vom ajunge la un blocaj total, care cu regret va avea efecte negative pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru viața lor zi de zi. Cum ați spus și noi, suntem într-o perioadă nu atât de simplă. Acum ar fi ideal președintele să fie o persoană care îi unește pe toți. Din nou spun, cum am făcut eu tot ultimul an jumate, nu când era Plahotniuc, după, i-a unit împreună, pe unii, pe alții, am găsit compromis. Păi ca președintele țării, în perioadă de criză, de pandemie, de secetă, de consecințele secetei, evident că ca obiectiv alegeri parlamentare anticipate, eu sunt de acord cu el, cu acest obiectiv. Dar președintele trebuie să scheme pe toți, să spună oameni, s-au trecut alegerile, gata. Hai ce facem noi, pentru ca cetățenii să nu simtă efectele pandemiei, să nu suferi de la criză. Hai să împreună să vedem ce facem. Are capacitatea viitorului președinte să facă lucrul ăsta sau nu? Vom vedea începând cu ziua de mâine.
Dacă tot vorbim de alegerile parlamentare anticipate, toate partidele optează pe fracțiunile parlamentare care sunt în Parlament, spun că vor alegeri parlamentare anticipate. Dacă să analizăm ultimele sondaje care au fost publicate și chiar și alegerile prezidențiale au fost un sondaj bun pentru majoritatea politicienilor, vedem că în Parlament ați intrat dumneavoastră Partidul Socialiștilor, PAS, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Partidul Șor. Deci nu prea vedem mari, nu știu să spun, șanse pentru a fi formată o majoritate parlamentară, domnule președinte. Eu cred că acum este prematur să facem pronosticuri referitor la care vor fi rezultatele alegerilor. Și nu va fi corect să comparăm cu alegerile prezidențiale. Pentru că alegerile parlamentare și prezidențiale sunt lucruri absolut diferite. Da, în interiorul țării, la alegeri prezidențiale, eu am obținut 49, nu știu câte, 10%. Adică, practic, 50-50 a fost în interiorul țării. Dar la parlamentare situația este diferită. Sunt mai multe partide care participă și oamenii își aleg preferințele sale. Să vorbim acum de ce coaliții vor fi. Eu cred că este prematur. Trebuie să vedem când vor fi aceste alegeri. În ce condiții vor fi aceste alegeri. Responsabilitatea președintelui pentru guvernare pe această perioadă. Deci sunt o mulțime de semne de întrebare care noi nu putem să acum să răspundem la ele. Eu consider că alegerile prezidențiale cel mai probabil vor fi luna mai și mai departe. Eu știu că oponenții noștri politici, cei din blocul acum sau cei de la PAS, doresc ca ele să fie mai repede. Și apropo, deja nu se uită la pandemie. Ei vor mai repede, în februarie, martie, nu contează pandemia, repede să le facem. Păi, dar nu poate, pentru că trebuie 6 luni de la ultimele alegeri. Ei încearcă să obțină o interpretare a Curții Constituționale, care nu văd cum în condițiile actualei Constituției, pentru că, știți, există o anumită euforie. Eu am trecut prin aceasta. După ce învingi la anumite alegeri, parlamentare sau prezidențiale, apare așa o euforie. La echipă, la cei din teritoriu, ura, mergem, învingem peste tot. Nu e chiar așa. Eu le propun să se liniștească, să bea puțin apă, ceai, dacă e caz. Să iau pauză. Pentru că nu e așa. Euforia trece foarte repede. Ei au ridicat așteptări la oameni foarte înalt. Ei au făcut foarte multe promisiuni. Și oamenii au crezut în aceste promisiuni. Pentru că era simplu să crezi în condiții de criză, pandemie, cine devină? Guvernarea. Cine e guvernarea? E Dodon guvernarea. Înseamnă că și trebuie să facem. Să nu fie Dodon, să fie altcineva, așa să fie mai bine în țară. Și oamenii cred că o să fie mai bine. Și așteptările sunt foarte mari. Deci eu i-aș îndemna pe oponenții noștri politici care acum sar la bătaie în Parlament și urcă cu tractoarele pe scările Parlamentului, să liniștească, să tragă aer în piept. Și să înțeleagă că este necesar dialogul. Eu am văzut comentariile acidic, că ea că îi cheamă la dialog, nu știu cine că oameni buni. Raslabte-se. Tot una veți fi în situația când o să fie necesar să ne așezăm, să începem discuția. Și o să meargă Partidul Socialiștilor la discuție atunci când va veni doamna Sandu? Noi să mergem cu oricare partid la discuții, dacă este vorba de interesul cetățenilor Republicii Moldova. Din nou, noi am dat dovadă de acest lucru. Atunci când am cedat în fața partenerilor noștri de coaliție, doar în interesul oamenilor pentru a rezolva problemele cu care se confruntă oamenii. Deci, ca oameni responsabili, noi suntem gata să facem acest lucru din nou. Colegii mei din Parlament, domnul Bătrânci, a venit cu un mesaj. I-a invitat pe toți, oameni buni, vreți să anticipați? Nu străcați străzile în centrul Chișinăului, nu faceți ambutiajele acestea în tot Chișinăul. Le-a propus, haideți să ne așezăm reprezentanții la toate partidele, să facem foaia de parcurs. Eu dat cu piciorul. Nu bine, vă mai lăsăm dacă nu înțelegeți. O să treacă ceva timp și singur răzniți și o să spuneți, hai să discutăm. Așa că euforia trece, lucrurile se calmează și vor fi în situația când doar dialogul poate servi intereselor cetățenilor și găsirea unei soluții. Domnule președinte, vreau să vă întreb de terenul stadionului Republican. Pentru că ca să rămână în terenul să rămână în proprietatea statului, a fost promulgată și ulterior suspendată iarăși de Curtea Constituțională. Ce se va întâmpla în continuare?
Pentru că știm, da, iar urmează Curtea Constituțională să vină să spună dacă este constituțională sau nu această lege. Dar de ce ați ținut atât? Spuneți. De ce am să nu ce? Ca terenul să rămână în proprietatea statului. Din nou, eu am procedat foarte consecvent. În anul 2018, când a fost votată această lege, eu fiind președinte al țării, eu nu am semnat această lege. Da. Pentru că eu am considerat că terenul fostului stadion Republican, 5 hectare și ceva, din centrul Chișinăului, trebuie să rămână proprietate exclusivă a statului și să fie utilizat în interesul locuitorilor municipiului Chișinău. Atunci Curtea Constituțională ce a făcut? M-a suspendat din funcție și a dat dreptul să semneze legea către președintele Parlamentului. Fapt ce mai târziu Comisia de la Veneția a considerat că este încălcarea Constituției. Deci acea lege, acea transmitere acestui teren a fost cu încălcarea Constituției. Acum noi nu avem decât să restabilim adevărul și legalitatea. Noi am anulat această lege, am mers la Curtea Constituțională și cu argumente suplimentare de ce legea din 2018 a fost ilegală și anticonstituțională și eu cred că lucrul ăsta este corect. Și dacă o să ne uităm la interesul din nou, hai să întrebăm pe oameni. Eu cumva i-am spus ambasadorului Statelor Unite, hai să facem un referendum în Chișinău. Să întrebăm cetățenii, ce spune? Să fie acolo ambasadă sau să fie un parc? Păi dar haideți să întrebăm oamenii și noi ca aleși a poporului care reprezentăm oamenii, noi trebuie să ascultăm pe oamenii. Oamenii doresc ca ăsta teren să fie proprietatea statului. Eu i-am propus cu partenerilor noștri americani, pe care îi stimez foarte mult, un alt teren. Care? Unde? Vasile Lupu, de exemplu, dacă nu greșesc, care era terenul Ministerului Apărării. Și de atunci deja construiau ambasada aceea. De aceea trebuie de găsit o soluție, pentru că sunt partenerii noștri strategici. Și vom găsi o soluție. Prin dialog găsim o soluție pentru a ne mișca înainte. Da, v-ați întâlnit după ce a fost votată legea și promulgată cu ambasadorul Statelor Unite? Nu am avut întâlniri oficiale cu ambasadorul Statelor Unite după acel. Pentru că eu am înțeles că dumneavoastră imediat după ce a plecat în concediu. Acum vreau să vă întreb, pentru că dacă tot vorbim dumneavoastră atunci când ați fost votat și ați depus jurământul în calitate de președinte al Republicii Moldova, ați plecat, pentru că asta prevede și legea că nu puteți să fiți membru de partid. Pe 30 decembrie urmează să aibă loc Congresul Republican al Partidului Socialiștilor. Acolo urmează să fie luată decizia. Veniți în funcția de președinte al PSRM sau nu? Este vorba de o procedură de alegeri sau doar o chestiune formală în acest sens? Statutul presupune alegeri. Deci au avut loc ședințe, conferințe în toate organizațiile regionale de partid, care au desemnat delegații din partea organizațiilor din toate satele, din toate raioanele, care vor participa la acest congres. Cu regret nu putem să-l facem mare, pentru că suntem în condiții de pandemie. De ce vor fi în două săli diferite câte 50, până la 50 de persoane, așa cum ei presupune legislația. Noi nu vrem să încălcăm în legislația, pentru că, uitați, la inaugurarea de mâine sunt 240 persoane invitate. Nu cred că vor veni toți, dar în orice caz, eu cred că se putea de făcut mai scramniei, cum spun moldovenii. Dar au luat decizia așa, treaba lor. Va fi congresul, vor fi discuții, va fi aprobat noul program politic al Partidului Socialiștilor, va fi aprobat noul Consiliu Republican, pentru că pe 39 avem Consiliu Republican, avem Congresul. Congresul, îmi cer scuze, Congresul. Da, Congresul. Și se va lua decizia. În orice caz, dat fiind fapt discuțiile care au loc acum în toate organizațiile regionale, eu cred că nu va fi pentru nimeni o surpriză, dacă va fi reales din nou în fruntea Partidului Socialiștilor, pe care eu l-am creat practic de la zero în 2011. Aduceți aminte, așa partid nici nu era în Parlament și era 1% sau 0,1% rating. Am reușit să-l aduc la cel mai important partid politic prin munca mea împreună cu colegii. Personal am mers în fiecare organizație, personal știu fiecare lider de organizație, primar și așa mai departe. Deci avem foarte mult de lucru împreună, cu atât mai mult suntem în preajma alegerilor parlamentare anticipate. Eu chiar la una din ședințele am spus, chiar și primul ministru și tuturor colegilor, i-am spus și miniștilor, am spus, datorită cui sunteți fiecare dintre noi în funcția în care suntem? Datorită votului de încredere pe care cetățenii l-au acordat Partidului Socialiștilor, care ne-a delegat pe toți noi în funcție de președintea țării, de prim-ministru, de miniștri, de consilieri raionali, de președinte de raion, de primari.
De ce este foarte important că această încredere care este în continuare foarte mare față de echipa socialiștilor, noi să o menținem și să fim alături de oameni așa cum a fost tot timpul. De ce imediat după congres, imediat după anul nou, o să merg în fiecare organizație, personal, o să discut cu colegii din teritoriu și o să ne pregătim foarte serios pentru alegerile parlamentare începate din anul viitor. Eu știu, domnule președinte, că nu odată v-au întrebat la emisiuni unde ați mers. Se discută că ar fi niște tabere în Partidul Socialiștilor. Domnul Ceban de o parte, de cealaltă parte, domnul Bătrâncea. Cum ați comenta aceste lucruri? Scopul unui conducător responsabil de partid este să ții pe toți împreună. În oricare echipă. Dacă la voi la televiziune, chiar în colectivul televiziunii, aveți oameni cu opinii, unul într-o fel, unul în alt fel. Sigur. Și mai sunt discuții, dispute. Lucrul ăsta este în toate echipele. Că e vorba echipe politice, că e vorba de întreprinderi. Dar chiar și în familie. Soțul, unde ori spune așa, într-un fel, soție, altfel. De ce sarcina și scopul și prin asta se caracterizează un lider bun, mai ales de partid, care poate să mențină echipa împreună. Și vreau să spun că lucrul acesta mi-a reușit la diferite etape. La etape mult mai dificile prin care am trecut noi, socialiști. Noi am avut etapa anului 2013, când s-a încercat ruperea partidului în două sau în trei. Noi am trecut acea etapă. Acum, mai mult ca niciodată, suntem împreună consolidați. Încă domnul Ceban merge cu mine în delegație în Federația Rusă. Când urmează să plecați? Imediat după... Mâine seara. Mâine seara mergeți. Voi merge în Federația Rusă, am mai multe întrevederi planificate, domnul Ceban este membru delegației, toate că nu este membru de partid, știți că el și-a suspendat calitatea de membru de partid, dar este în echipă și sper să fie și la congres alături de noi, pentru că împreună am clădit această echipă. Alături este și, apropo, în delegație este și domnul Bătrâncea Vlad, la Moscova de asemenea. Așa că suntem împreună și... Nu avem mari probleme cu discuții în interiorul partidului. Cu cine urmează să vă întâlniți la Moscova? Este și o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin? Noi avem întrevederi oficiale planificate cu conducerea Dumii de Stat, președintele Dumii de Stat. O să fie și întrevederi cu, probabil, cu domnul Kozak. O să fie întrevederi cu conducerea partidelor cu care avem semnate acorduri. Acestea ține de întrevederile oficiale. Vor fi și întrevederi neoficiale, despre care oficial nu se vorbește. Deci vor fi și neoficiale. Dacă tot am vorbit de Federația Rusă, vreau să vorbim și de numirea noului ambasador în Federația Rusă, domnului Golobatiuc. Maia Sandu spunea la un moment dat că așa cum a plecat, așa o să revină acasă. Cum dumneavoastră comentați și de ce a fost necesară, pentru că știm că domnul Neguț a fost rechemat din funcție în urma scandalului cu anabolizantele. Cum comentați ceea ce spune doamna Sandu, faptul că cum a plecat, așa va veni? În primul rând, în ce țin de numirea ambasadorului. Uh-huh. Federația Rusă este un partener strategic extrem de important și noi nu putem să ne permitem să fie foarte mare pauză în ceea ce ține de numirea unui ambasador. Și acest lucru a fost confirmat și prin primirea acceptului foarte rapid din partea Rusiei pentru domnul Golovatiuc. Pentru că acceptul, așa numitul agreman, a fost primită în decurs de 5-6-7 zile. Asta înseamnă că Federația Rusă de asemenea este cointeresată ca să fie numit un ambasador mai repede. Unul la mână. Doi. Domnul Golovatiuc este un profesionist. Dat fiind faptul că pe noi ne interesează mai mult tot ce ține de agenda bilaterală economică, păi președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță, un economist care îl cunosc tot și îl apreciază inclusiv opoziția în Parlament. Eu cred că este una dintre cele mai bune candidaturi. Trei, în ceea ce țin de retragerea ambasadorului. Aceasta țin de competența guvernului. Președintele doar semnează. Confirmă. Confirmă. Retragerea sau numirea? De ce? Pentru a retrage un ambasador, doamna Maia Sandu trebuie să-și numească mai întâi un guvern, pe urmă să-și asume riscul de a retrage un ambasador din partener strategic foarte important. Eu, de exemplu, nu mi-am asumat riscul să inițiez retragerea ambasadorilor din țările importante, Statele Unite, și alte țări. Pentru că ține de relațiile bilaterale strategice. Și acest pas poate fi interpretat de partenerii noștri ca un pas deloc nu prietenos. Doamna Sandu deja a făcut mai multe declarații dure în adresa Federației Rusă.
vrea să-și mai asume un act neprietenos, atunci să-și asume. Și să înțeleagă că ar putea fi în cazul ăsta și anumite consecințe. Spuneați că a făcut declarații dure la adresa Federației Ruse. Vreau să vă întreb o dată cu schimbarea președintelui de țară. Ar putea fi afectate relațiile cu Federația Rusă? Acest subiect îl voi discuta de asemenea săptămâna curentă în cadrul vizitei la Moscova, pentru că pe data din 1 ianuarie 2021, peste 10 zile, mai puțin de 10 zile, expiră facilitățile pe care eu le-am discutat cu Putin pentru exporturile moldovenești în Federația Rusă. O să explic despre ce este vorba. Este vorba de exportul fără taxe vamale în Federația Rusă a fructelor, merele, vinurile, conservele, sunt 5 poziții. Ce înseamnă situația în care nu vor fi prelungite aceste facilități? Adică dacă de la 1 ianuarie se revine la taxe vamale la aceste produse. Noi anual economiseam 300-500 de milioane de lei pe faptul că nu achitam aceste taxe. De exemplu, la mere, taxa pentru un kilogram este 1,20 lei la un kilogram. 200.000 de tone de mere exportată, sunt 240 de milioane de lei, noi le-am economisit în anul curent. Dacă aceste facilități nu vor fi prelungite, evident că aceasta va fi o problemă pentru exportatorii noștri. Cine poate prelungi aceste facilități? Dialogul între conducerea Moldovei și conducerea Federației Rusă. Eu acest lucru l-am reușit în ultimii 2-3 ani. Și am asigurat aceste facilități pentru agricultorii noștri, care exportau în Federația Rusă. Ce va fi după 1 ianuarie, atunci când Maia Sandu declară că Rusia este dușman și multe alte lucruri, nu știu ce va fi. Nu este exclus că ar putea fi introduse aceste taxe din 2021, de care spuneți dumneavoastră? Ar putea să nu fie prelungite facilitățile. Aceasta înseamnă că de la 1 ianuarie aceste taxe ar putea reveni. Cu regret. Eu voi discuta acest subiect acum la Moscova, dar acest subiect ține de competența conducerii țării. Eu de mâine nu sunt în conducerea țării, este un nou președinte. Nu are decât să înceapă discuțiile și să găsească soluții. Dacă are nevoie de ajutorul nostru, noi suntem gata să ajutăm. Cine va lua locul domnului Golovatiuc în Parlament, conform listei care este? Sau? Mi se pare că conform listei, următorul pe listă este Uzun Grigori, este conducător organizației de partid din Vulcănești, este deputat în Adunarea Populară Găgăuzi. Și acum vreau să vorbim despre investirea doamnei Sandu. Este deci, așa procedură. Eu am trecut-o exact 4 ani în urmă. Deci mâine urmează să fie la Palatul Republicii o ceremonie unde vor participa mai mulți oficiali. Mergeți la investire, domnului Dodon? Haideți să luăm pe rând. Investirea președintelui țării este compusă din două elemente importante. Primul ține de punerea jurământului. Și a doilea, transmiterea așa numită oficială a competențelor, atribuțiilor de la președintele care pleacă către președintele care vine. Acum începem din prima parte. Depunerea jurământului are loc la o ședință comună a Parlamentului și Curții Constituționale. Mâine va avea loc această ședință la orele 11. Ea a fost convocată de către biroul executiv permanent al Parlamentului pentru ora 11, ziua de joi, 24 decembrie. Noi eram avut ședința fracțiunii PSRM. Fracțiunea Partidului Socialiștilor nu va participa la această procedură. Doamna președintea Parlamentului, care este membru fracțiunii, evident va participa pentru că este obligată, conform legii, toate că poate să nu participe, poate să fie și un vice, dar cel probabil noi mâine va participa și va deschide această ședință solemnă. Eu personal mâine nu voi participa la procedura de inaugurare a președintelui nou ales. Pentru că este o procedură protocolară, unde rolul președintelui care pleacă nu este niciun rol, doar stă în sală, la fel ca și restul 200 ceva de persoane. În schimb, ceea ce sunt obligat conform protocolului este a doua parte, ține de transmiterea, așa numită, transmiterea puterii, care va avea loc la orele 12, 12 jumate sau 13, în funcție cum se eliberează doamna Maia Sandu de la Palatul Republicii. La 12 și 15 urmează să depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. 12, 13, vedem cum. Eu o să o aștept în Palatul Prezidențial, încă la dumneavoastră este pe
fotografii pe care l-am reparat în acest an, fără cheltuieli din bugetul de stat, o să aștept acolo cu un buchet de flori, o să o felicit, o să trecem toată procedura civilizată care este, transmiterea competențelor și așa mai departe, o să-i urez succes, vă spun că sunt la dispoziție atunci când are nevoie de consultări. Eu, de exemplu, pe parcursul mandatului am avut mai multe discuții cu foștii președinți. Cu Lucinski și cu Snegur ne-am văzut de foarte multe ori. Și am discutat despre ce se întâmplă. Chiar m-am consultat pe unele chestii importante. Atunci când m-am suspendat de funcție, îmi spunea, domnul, nu a fost așa ceva, de când e statul acesta. Deci, dacă va avea nevoie după de careva discuții, în calitate de fost președinte, sunt disponibil. Ca lider de partid, ar putea fi obligată să discute dacă va vrea să aibă consultări cu fracțiunile pentru diferite subiecte, ceea ce ține de mișcare mai departe pe subiectele politice. De ce? La procedura de inaugurare nu sunt obligat și îi dau posibilitate să treacă procedura de inaugurare fără participarea mea, inclusiv nu vor fi colegii socialiști. La a doua parte, așa civilizat, cum e și corect, eu voi participa, voi transmite toate atribuțiile și voi ura succes. Dar nu aveți planificată vreo discuție cu dumneaei mâine? A doua parte presupune discuție, în formatul 1-1, tet-a-tet, o mică discuție. Așa discuție am avut și cu domnul Timofti 4 ani în urmă. Pe data de 23 decembrie 2016 am avut o astfel discuție. Domnule președinte, dar nu admiteți că s-ar putea repeta scenariul ca Maia Sandu să nu dea mâna cu dumneavoastră? Eu disponibil să dau mâna cu toți. Dacă nivelul de maturitate politică și de cultură politică va îndrepta noul președinte să nu dea mâna cu oamenii, poate motivând COVID, cine știe, aceasta ține de cultura lor. Dar noi am mai trecut prin etape de aceasta. În luna aprilie anul trecut, când ne-am invitat pe liderii partidelor politice la discuții, vă aduceți aminte, la Iorga? Da. Doar Maia Sandu nu a vrut să dea mâna cu președintele țării, pentru că mai târziu, peste 2 luni de zile, să dea mâna, să genuncheze în fața drapelului, în fața președintelui și să facem coaliție împreună. De ce? Poate au mai crescut politic din aprilie anul trecut, că trecut o an jumate. Dar dacă nu, au rămas la nivelul acela, bine, asta ține de... Asta e problema lor, nu e mea. Cetățenii trebuie să vadă și să știe lucrul ăsta. Cine și ce reprezintă? 4 ani, domnule președinte, au trecut de atunci de când ați fost numit în funcția, în principala funcție a țării. Vreau să vă întreb să facem o recapitulare, să vă aduceți aminte de atunci când ați aflat că ați câștigat alegerile și a urmat învestirea dumneavoastră în funcție. Cu siguranță știați că în față sunt și anumite obstacole. Cum a fost dacă ne întoarcem acum 4 ani? Turul 2 a avut loc pe data de 13 noiembrie 2016. Uh-huh. Eram la oficiul Partidului Socialiștilor împreună cu soția și toată echipa și urmărim rezultatele. Evident că au fost anumite emoții când am aflat rezultatele. Înțelegeam că vor fi anumite obstacole. Mi-aduc aminte ziua investirii, exact 4 ani în urmă, când am mers cu ficiorii cei mari. Cel mic era prea mic, avea 1 an și ceva, aproape 2, stat acasă. Dar am mers cu ficiorii mei mari și cu soția la inaugurare. Mi-aduc aminte acele emoții, în sală era mama mea, care a scăpat câteva lacrimi membrii echipei. Eu intuiam că va fi dificil, dar nu intuiam că va fi atât de dificil. Acești 4 ani, 3 etape extrem de grele. Prima etapă, guvernare oligarhică, vă aduceți aminte, decembrie 2016, iunie 2019, când eram suspendat din funcție atunci când cuiva nu-i plăcea că sunt împotriva unei legi, suspendat anticonstituțional, cum mai târziu a spus-o deja și Curtea Constituțională. A urmat o perioadă când am făcut coaliție cu Maia Sandu, a numit-o prim-ministru și pe Năstase vicepremier și ministru, de câteva luni de zile. Tot nu simplă. Trebuia să-i țin că ei se certau între ei, trebuia să-i împac pe ei, nu pe noi, socialiștii, cu Maia Sandu sau cu Năstase. Trebuia să-i împac pe Năstase și Maia Sandu permanent. Și această coaliție nu a ținut. Și a treia etapă, care, din punct de vedere politic, parcă ar fi fost mai simplă, asta e guvernul Chicu,
13 luni de zile, apropo. De pe 14 noiembrie 2019 până pe data de 24, dacă ziua de mâine, decembrie 2020, care a fost o perioadă politic de conlucrare fără precedent între ramurile puterii, dar din punct de vedere economic și social, așa cum am menționat, din punct de vedere provocărilor, a fost cea mai dificilă perioadă din istoria modernă a Republicii Moldova. Cine știa că vom trebui să facem față cu COVID-ul? Cine știa că va fi această secetă? Cine știa că o să fie criza politică? Și noi, printre toate aceste dificultăți, am trecut. Am trecut greu, dificil, cu pierderi politice, pentru că oamenii, dacă nu erau crizele acestea, noi nu erau probleme, câștigam la alegerile prezidențiale. Dar toate aceste crize au lovit în guvernare. Guvernarea cine era președintele Dodon? Credeți că acesta este motivul? Și eu cred că oamenii mai târziu vor înțelege. De aceea, dacă o să trec așa în retrospectivă, o perioadă foarte dificilă, care m-a schimbat foarte mult, și nu doar la culoarea părului, pentru că mă uitam astăzi într-o fotografie întâmplător, eram cu totul altul, am bătrânit probabil, sau am devenit mai experimentat în acești 4 ani de zile. A fost o perioadă dificilă pentru familie, foarte dificilă. Toată critica, tot noroiul aruncat asupra soției, asupra mamei mele din Sadova, să-i filmeze peste gard, să sai gardul, să-i urât tare. Dar noi am trecut prin toate acestea. De aceea, astăzi dimineața la briefing, am mulțumit din la mai mulți cetățeni, dar în mare parte am mulțumit familiei. Eu cred că începând cu ziua de mâine este o ușurare și pentru ei. Vor răsfla mai ușor. Fără atâta pază. Sperăm că... Dar urmează nu, să nu aveți pază încă... Tu, câteva persoane sub aspect de... Pentru că, vedeți, ieri un deputat a fost atacat. Când ieșai de la televiziune. Apropo, aceasta din nou demonstrează cultura. Și apropo, acesta este rezultatul urii care a fost semănată de către Pascu, da, de către oponenții mei politici. Noi nu am promovat această ură, cum au promovat-o ei, împotriva mea și împotriva oponenților politici. La moldoveni este o vorbă foarte bună. Semeni vânt, culegi furtună. Și lucrul ăsta se întoarce. De aceea, 4 ani dificili, 4 ani cu rezultat, oamenii o să-și aduc aminte. Eu nu vreau să trec pe raport, noi am avut emisiuni separate cu raportul, am discutat detaliat, dar eu consider că noi am făcut multe lucruri pentru cetățeni. Cu ce gând plecați din funcția de președinte al țării? Sper să mă odihnesc puțin, măcar câteva zile, pentru că ultimele zile de mandat au fost foarte complicate. În fiecare zi câte 7, 8, 10, 15 ședințe, ca de obicei. Vedeți și după mesajele publice care eu le postez. Apropo, probabil am fost unul dintre cei mai transparenți și deschis conducători de stat. Eu nu cred că cineva mai făcea public atât de des evenimentele la care participă. În fiecare zi 6-7 evenimente, cunoașteți în rețelele de socializare, toți știau ce a făcut președinte la ora 10, 11, 13, 9 seara și așa mai departe. Eu cred că lucrul acesta este corect. Deci eu plec cu gânduri bune, plec fără regrete. Eu consider că am făcut totul pentru cetățeni. Nu regret nici pentru decizii care am luat-o în parcursul acestui mandat. Plec, mă întorc la partid, unde avem foarte mult de lucru. Colegii chiar se bucură, pentru că a început și acolo mai mult ședință. Că ieri am stat până seara târziu acolo, la altă de asemenea. Sper câteva zile să mă odihnesc cu familia. Și eu cred că vom face față lucrurilor. Mergeți undeva sau acasă? Nu ne-am gândit la vacanță, dar în condițiile de pandemie unde la vacanță? Eu cred că ca mare majoritate moldovenilor vom fi aici și de anul nou și de Crăciun. Și... Deci sărbătorile urmează să le petreceți acasă cu familia. Acasă cu familia. Domnule președinte, ce le-ați spune oamenilor de acasă la final de mandat? Să aibă încredere în viitorul Republicii Moldova. Să fie sigur că în pofida greutăților care ar putea fi, pentru că, știți, eu credeam că anul 2019 a fost greu. Atunci când Plahotniuc îmi făcea protest în fața instituției prezidențiale și arunca cu păsările cele domestice peste gardul președinției. Când am fost în situația, când am riscat cu familia, cu sănătatea, cu tot absolut, pentru a scoate guvernul oligarhic și a face Maia Sandu prim-ministru. Eu credeam că acel an a fost greu. Anul acesta a fost mult mai greu, 2020, ca anul trecut.
Eu înțeleg că 2021, în contextul crizilor politice, va fi un an nu simplu. Pentru că dacă intrăm în campanie electorală de pe acum, vom fi 5-6 luni până la alegeri parlamentare în campanie, pe urmă rezultatele alegerilor, pe urmă 2-3 luni negocieri pentru formarea guvernării, majorității. Și noi vom avea... dacă se va ajunge și atunci la un numitor. Noi vom avea un an, anul viitor, un an cu o criză politică de proporții, care va fi accentuată de pandemie și de efectele secetei și așa mai departe. Cu excepția dacă totuși președintele țării va da dovadă de responsabilitate și vom găsi la un compromis toți împreună. Dacă se va merge pe mesajele și declarațiile revanșiste care se merge ultimele zile, o să fie blocaj total. Și ei o să fie responsabili lucrul ăsta, nu noi. Pentru că de mâine sunt ei responsabili. De aceea, un mesaj către cetățeni, stimați concetățeni, aici. Este camera 1, da. Stimați concetățeni, în primul rând, eu vreau la sfârșit de mandat să vă mulțumesc pentru suportul dumneavoastră, pentru încrederea dumneavoastră. Eu m-am străduit și cred că am reușit să fiu un președinte care a fost aproape de dumneavoastră, aproape de fiecare cetățean. Nu sunt cetățeni care s-au adresat la mine după ajutor și eu nu am încercat măcar să-i ajut cu ceva. Marea majoritate au primit ajutor. Eu voi face tot posibil să fiu și mai departe alături de dumneavoastră. Eu voi fi foarte activ în raioane. O să mă vedeți din nou, ca și în timpul mandatului de președinte, voi fi din nou în sate, în raioane, ne vom întâlni, vom discuta. Eu vă promit că o să fac tot posibil să vă ajut. Eu sunt obligat ca să respect și să asigur interesele celor 700.000 de cetățeni care m-au votat la aceste legi prezidențiale. Eu sunt obligat din partea dumneavoastră, stimați concetățeni, să urmăresc ce va face următorul președinte. Să nu calci prin strepeni. Să îndeplinească agenda care v-a promis dumneavoastră. Eu vă promit că voi fi alături din dumneavoastră. Așa cum a fost tot timpul. Vreau să vă urez la toți sărbători fericite. Peste 2 zile o parte din moldoveni vor sărbători Crăciunul pe stil nou. Eu personal sărbătoresc ca și mare majoritate cetățenilor pe data de 7 ianuarie. Dar cei care sărbătoresc Crăciunul vă urez sănătate, căldură în familia dumneavoastră și cu Doamne ajută. O să trecem și peste această perioadă dificilă. Mulțumesc! Domnule președinte, vă mulțumesc tare mult că ați venit la emisiune, vă urez mult succes și vă mai așteptăm aici să veniți de fiecare dată cu mare drag, deja din funcție de președinte a Partidului Socialiștilor, dacă urmează să fiți reales. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Moldova 1, o seară frumoasă să aveți!